Firma Modocor, în acest moment, lucrează la culoarul de mobilitate urbană, care este un proiect câștigat împreună cu asociatul MAVO, unde suntem asociați, și la APA Canal, APA, unde este lider pe lucrare și unde lucrările sunt finalizate și suntem în stadiul de racordări, cuplări. În momentul în care noi facem probe la APA, am realizat o probă luni, ieri ne-a venit un rezultat că n-a fost favorabil, astăzi se iau din nou probe, în momentul când o să avem rezultatele și sunt favorabile, să îndeplinesc criterii și markerii care trebuie să îi îndeplinească pentru ca apa să fie potabilă, în acel moment luăm legătura cu APA SER și vom face cuplările. Mai sunt 4 cuplări care noi zicem că maxim într-o săptămână sau cât să iasă apa bună. Dacă apa este bună, cuplările chiar vor merge repede. Pe partea de mobilitate, unde suntem asociați cu firma MAVO, mai sunt ceva probleme de clarificat la proiect. Proiectul trebuia corelat cu situația reală din teren și sperăm și acolo cu decalările care probabil se vor face datorită acestor situații apărute concret în teren. Sperăm să ne încadrăm în termen și acolo. Noi avem de montat pavajul pe trotuare, rampele la persoanele cu dizabilități și racordările de la trotuarele de pe Traian la drumul, șoseaua sau carosabil, cum să spun, pe unde se circulă cu mașinile.